Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem pe serverul One Tap România Roleplay. Pe fundal avem melodia Mafiei Curcubeu și a lui Bebe Moise. Ia uziți. Haide! Ia uzi băieți, ia uziți. Da, bam, 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 bam. Bebe Moisele de clasă. Va avea de suferit. Păi ce căutați mai aici, mă? Pornite mafioț aici. Poftim? Pornite mafioț. Au fost mafioți aici? Da, băcați în oțul. Și ce-au vrut? O pit pe cineva. Poftim? A luat pe cineva o tati. De aici? Da. Și au plecat? Da. N-am avut ce să le facem. Ba nu mult, că i-am oprit. Păi și unde sunt acum? Păi acum trebuie să vină, că i-am oprit eu. Păi și trebuie să vină din nou sau ce? Păi da, că până așa urmă, până acolo i-a dus și vrea să-i țină o stati. Dar am dat-o, am dat-o după ei și le-am făcut felul. Stai că nu. Nimeni nu se pune cu curcubeu. Ia veniți în coace. Ne-a înjurat unul, toată mafia. Aia care înjură sunt din aia ciudoși. Ia uite, cred că ăsta-i, sau? O, ăla-i de-al nostru. Doamnă, bebe. Cine e ăla acolo, mă? Ia stați așa. Nu știu cine, eu am fugit după el în tun. E unul aici la noi la casă. Băi, stai pe loc acolo că te împușc. Aolo, ăla e, ăla e. Ăla, 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 ăla. Pel, dă-i, ăla e. Pel, dă-i. Căutați-l și voi, hai să-l pâine. Îndreaptă. Dă-te, mă, din față, mă, te bagi în fața mea, mă. Omor, mă duc să-i dau cu bâta în cap. Repede, că o să fure mașină, repede, repede pe el. Vin să-i dau cu bâta în cap, bebe. Ia. Dați-vă așa. Dați-vă la o parte. Bă, da. Mă duc după el, băieți, mă duc după el, trebuie să-l prind pe ăla să aflu cine. Mașina asta nu prea merge, sper să nu fie o mașină varză. N-am reușit să-l împuși, m-am tras după el, dar n-am reușit să-l împuși. Ăla s-a mai băgat și în față, mai tras și în el. Îi dau blană, ce să-l prind, dar nu cred că reușesc. Da, aparent cred că l-am pierdut, băieți. Yep. Am pierdut-o-s. Opa, uite pe aici niște din astea rupte. Niște din astea date la o parte și lovite pe aici, un semafor care stă să cadă. Cred că pe aici s-a dus. Parcă presim că dau de el, băieți. Niște din alea aruncate pe jos. Asta e altcineva. Dacă îl găsesc, băieți, să-l împușc aici, în mijlocul orașului, dacă îl găsesc. Dacă dau de el, bineînțeles. Camerele de la fleca au fost spart. Da, nu cred că a venit pe aici până oraș, băieți. Ce faci, mă, cangure, pe mijlocul drumului? Scuze.
Chiar vreau să intru, dar... Nu știu... Prea merge mașina asta atât de repede, băieți. E frumoasă, dă bine, dar nu merge repede. Bebe Moisele de clasă. Da, mă, băieți, apare, n-am reușit să-l prind pe ăsta, nu știu unde a fugit, unde s-a ascuns, unde s-a dus nebunul, dar... O să pregătesc băieții, mă duc acasă să le dau niște arme. Parcă pe aici am venit, nu, dar pe aici trebuie să iei. Mamă, iar se ducem un salvare acolo? Sau poliția, ce se duce în partea asta aici? M-au zis salvarea sau ce, iar se întâmplă ceva la casă, băieți, iar s-a întâmplat ceva la casă. Am auzit salvarea. Bă, dar se aude mașina asta, bă, dacă ar merge și pe cum se aude, mamă, ce bine ar fi. Dar mașina asta mai mult se aude decât merge. Bă, cred că a venit salvarea ăla de la mă împușcat eu, mă. A, domnul medic, bebe, aveți niște bandaje. Am întrebat cine a sunat. Eu. De ce sunt tu? Eu unul în casă, taci. Pe ăsta l-ați ajutat de la m-am împușcat eu din greșeală? Da. Uite-l aici, e domnul doctor, în spatele casei. Eu. Ajutor. Stai că vine medicul acum, domnul. Te pun, mersi. Dacă l-aș prinde deja cu bătăi. Liniște, mă. Mai știi ce a fost de acum câteva zile? Cred să vină, dați-vă la o parte să-l ajute domnul doctor. Ce-a pățit? Bună ziua. Am împușcat eu puțin în număr, că ne-a atacat cineva. Păi trebuie dus la spital, domnul. Luați-l, domnul, atunci, că trebuie dus la spital, ce să facem? Mă trebuie, domnul? Mă trebuie. Hai. E grav. Te iau cu targa, cu izoleta. Bine? Aolo. Ai corona, oricum. Bă, cum adică? Aolo, 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 cum adică, copile? Dacă aveai el corona, înseamnă că avem și noi. Aolo, azi e ziua mea. Eu m-am pus masca de corona. Puneți-vă mască. De fapt, stai că nu e asta. Puneți-vă mască. Băieți, am venit random aici la casă și am zis să filmez așa cu băieții un episod de dimineață random, pentru că na. Dacă seara când e toată lumea, atunci e foarte greu să filmez. Cine te poate mă aia? Asta numărul 101. Auziți, dacă omul are pozitiv la corona, dacă omul are pozitiv la corona, vă dăm pe toți. Da? Aolo. Sper să n-aibă nimica, domnul. Vă rog frumos să stați aici până vine rezultatul, da? Da, da. Șefu, eu propun să cumpărăm dezinfectant și să facem curățenie generală, să facem și noi curat pe aici. Ce curăm? Din moment ce nu avem ceva să ne dăm și noi mașini, o să folosesc eu chestia asta. Să vă luați și voi arme, băieți. Așa, asta vreau să zic. Asta vreau și eu să zic. Mulțumim, șefu. Să-și și băieții niște arme. Noi nu avem aici la casă arme și le dau așa, pac, pac. Ia-ți arme, acolo mai striga domn Bebe. Să vă suiți și într-una și în alta, să vă dea mai multe gloanțe. Intrați de două ori, că vă dă mai multe gloanțe. Bă, dar ce ai mă de vorbești așa? Ăsta-i vocea mea! Șeful, dar nu merge să scot arma. Păi, dar trebuie să stai în spatele mașinii, e ca și cum ai scoate-o din porbagaj, știi? Răbii. Doar din porbagajul mașinii poți să scoți arma. Hai că mă mai lasă-mă cu porbagaj. Hai că puteți să o suiți oriunde. La mine câte gloanțe ai? Dacă ai 60, ale sunt? 30 din 30. Bă, el nu mă lasă, mă pus. Păi suie-te în mașini diferite.
30 cu 30 reflect. Hai și mai dați-vă jos, nu dormiți în ele. A, gata, am 30. Hai, băgați mașinile. Gata, șeful. Imediat. Stați că a mai venit un. Bună ziua, domnul Pepe. Salut. Da, nu, nu le știu, știu că să-mi iau și eu, stai. Mai încet. Firmă de pază a ajuns? Băieți, scoateți armele acum și stați geană dacă mai vine cineva pe aici. Da. Încă unul aici cu mine la intrare. Tu ăsta cu mască. Asta, uite ăsta. Bă, tu cu păr vechi. Domnul Bebe, eu trebuie să plec. Jos, aștept și am toate vizurile groanțe. Ce scuze. Pleacă, mă, ține-te ține, dacă ai treabă, du-te. Am 30 de groanțe și 30 de groanțe de care. Hai, tăceți! Eu am 0 cu 30. Rămâneți afară toți și protejați casa. Eu stau afară, da. Nu avem nevoie de glanțe, Bebe. Avem, stai. Ți-ajung alea, bă, cum a fugit ăsta pe aici, mă, a știut el să scape de noi, mă. E că e client din ăsta mai vechi. Dar de unde o fi venit el dincolo, asta sunt eu curios. Ce tot caută ăsta? Unde o fi venit ăla atunci, m-a venit? Ăsta se plimbă pe aici, mă, îmi face în ciudă, mă. Stai ne pe ce, ăsta nu e player. Îmi face în ciudă pe aici, mă. Deci ăla a venit de undeva din partea asta, așa a venit, a vrut să treacă pe acolo, ne-a văzut și s-a dus pe aici. Stai și pe ăsta, că se plimbă pe aici să-mi facă mie în ciudă. Ia, mă, vină-mă încoa, mă, dacă ești, vină încoa. Cred că o să iau băieții să facem ceva. Ce nebunie. O să rupem o felie. Ia uite aici ce pat avem acum în vârstă. În fine, mai stați unul acolo unde stau eu aici la ieșirea de pe ramă. Și cine vine e controlat. Ce faci, mă? Mă urmărești? Azi e ziua mea. Oprește-te! Azi e ziua ta? Da. Cât să-mi faci? Cine ești? La mulți ani, bă! Cine ești? Cât să-mi faci? Cât să-mi faci? 31 de ani? Da. Mulți înainte. Bebe, vezi că unul ți-a rupt ușa la mașină? Da. Azi, cu reparăm. Bă, teara, hai acum, cu toți. Da, avem rai ceva azi? Nu știu, dar n-ați văzut că tot vin oameni la casa aici, trebuie să protejați casa asta. Eu stau pe zi. Dacă mai vine cineva direct, dar n-avem cont. Domnul, pe mine, domnul Bebe, pe mine m-au răpit. Cine te-a răpit? Și m-au pus să dau informații. Cine? Păi l-am întrebat cine este, ca să știm dacă este din... Când vorbesc, eu nu mai vorbește nimeni peste mine. Cine te-a răpit? Niște oameni erau îmbrăcați în roșu. De unde te-ai răpit? Și unul negru. De unde te-ai răpit? Că sunt dintr-o fie ascunsă. De unde te-au răpit? Te mai întreb de multe ori. Acasă. Aici? Da, au zis că vrea să intre în mafie și când au intrat în casă, bum bum, l-au luat. Și pe mine și unde te-au dus? M-am dus într-un hambar și au încercat să mă omoare. Păi și cum ai scăpat? Am sunat la poliție că nu mi-au luat telefonul. Vă că ești cam bătut așa. Hai, luați-vă mașinile și să mergem după ei. Tu vină cu mine în mașină. Restul vă luați mașinile voastre. Suie-te în față, mă, nu în spate. Suie-te în față. Să-mi arăți unde te-o duci și să-i căutăm. Să o înducă careva asta aici. Câți erau? Câți erau, mă, n-auzi? Erau vreo 5. Ok.
Hai. Cred că erau din mafia rusă. Bă, du-te, ia și tu mașină, mă. Sau hai, veniți încoace, nu știu, veniți încoace, că văd că nu reușiți să vă luați mașină. Aici mai este un loc. Hai, mă, veniți încoace, că mai e un loc acolo și mai e un loc la mine, haideți. Două locuri aici. Da, trebuie cealaltă parte. Hai, luați-vă și în Audi ăla, haideți. Și veniți după mine. Așteptați-vă, colegii. Acolo m-au dus. Du-te, hai, veniți după mine. Dacă vedeți că mă dau eu jos și trag, trage și voi, da? Da. Hai să-i căutăm, țineți-vă după mine. Ia mă să mi-arăt în ce hambar te-au dus. Acolo, lângă aeroport. Mergem, băi, să ne răzbunăm. Vedem cine sunt ăștia în roșu. Nu suntem foarte mulți, dar suntem ceva. Ai pus tu pe GPS? Da. Și cum zici că erau îmbrăcați în roșu, complet? Da, în roșu și mai erau și negri unii. Eu nu prea mai văd pe cineva în spate. Poftim? Eu nu mai văd pe niciun copil în spate. Ai. Mașina asta oricum nu merge repede, ar trebui să se țină după noi. Vă dăm. Îi căutăm pe băieți și le dăm ceaiul. Ok? Tu cu ce ai venit înapoi de acolo? De acolo am găsit o dacie. După aia am venit cu mașina aia care plimbai din spate. Aici, în asta, m-au dus pe mine. Tu ce informații ai reușit să afli de la ei? Au zis ceva? Au zis ceva că... Prește mă muzică. Că ce? M-a întrebat în ce mafia sunt. Dă-i. Stați așa un pic. Unde e banca aici, mă? Aici e banca? Unde e banca aici, în oraș, băieți? E o bancă pe aici, pe unde, unde poți să dai jaf, pe unde aici e. Uite aici. Șeful, hai la spital, că a dat... Mafia curioasă se prinde la spitalul din oraș. Du-te, mă, de aici! Oleg, nu mergem la niciun spital, frate. Oleg, aia... din spate, ce la spital. Păi nu, a dat anunț că să mergem tu la spital, că avem coronavirus. Nu merneam la spital. La cred că are droguri în el. Acum când avem treabă importantă, el trebuie spital. Da, nu e nimeni aici. Partea tău. Asta e adevărat. Hai că întoarce și vot, întoarce și tu. Hai că întoarce și vot, ce are lăși că e Robi Roberto. Mergem să ne uităm în oraș de ei. Ce mașini aveau? O mașină neagră,
BMW X6. Ok. Trebuie să stai cu ochii geană și dacă îi vezi îmi spui, da? Da. Mamă, ce ofer rău am făcut cu mașina asta. Am băgat BMW-ul pe aici. Dar pe mașină n-avea ceva scris pe el de o mafie sau ceva. Nu, pe aia îți greci rău în informația asta, nu vrea să spun nimic, parcă e cu ei așa, trebuie să-i trag cu cleștele cuvintele din gură. Și pe mine m-a răpit un om, tot cu un BMW negru X6, dar avea scris pe mafia rusă. De unde te-a răpit? M-a răpit de lângă casa mafiei Curcubeu. Ce înseamnă de lângă? Adică de acolo, înainte să te duci în fața garajului. Erai în curte, în fața casei, unde erai? Sau erai sus pe stradă? Eram pe acolo, pe la stradă. Am înțeles. Și o dată în mine cu mașina, eram cu un coleg. Hai să vedem băieți dacă îi găsim. Dacă îi găsim pe băieții, aia cu Audi i-am pierdut de mult, n-ai cum să... Nu am corona. Cred că se vede, da? În banca aia? Da. Dăm jap sau ceva? Ce că treci. Stai că ne cheamă aia la... la... Dă-te mă. Vine după noi. Ne cheamă ăștia la spital. Ăla ne urmărește. Da, domnul doctor, unde sunteți? Jos? Domnul doctor! Da, domnul. Unde sunteți, jos? Jos, jos, să veni jos, vă rog. Aolo, avem corona, băieți. Mi-a venit prietenii ei. Ei, da, o să stai internat. Ține internat aici, pe COVID-20, mă, 19, e greu. COVID-20, ăsta e pe 5M, e cu upgrade. Eu uite acolo, spăr cineva zidul. Acolo e o comoare înăuntru ascunsă. O să stai puțin de mână. Ce-i părere microfonul lui domnul doctor? Ce faci, mă, ce-mă? Da, ce-mă. Ba, bă, băieți, avem 23 de minute, băieți, de roleplay, dacă v-a plăcut, adică dacă vă place episodul ăsta în continuare, că nu știu cât o să-l țin, să apăsați acolo butonul de like. Da, cine apasă butonul de like e băiat de lită. O, domnul doctor, bună ziua, ce s-a întâmplat? Domne, o să vă iau și noastră un test, deoarece individul acesta are COVID-20. Păi și mă băgați aici cu el, domnul. Păi domnul, cum să vă spun, a stat în aceeași casă, nu? Cum nu? Păi așa am văzut. Nu, domnul, eu bine, nu. Atunci o să fac doar un test să văd, bine? Bine, domn doctor. Vă rog frumos să vă așezați pe acel scaun. O să vă iau... Lasă așa, o să vă iau puțin sânge și temperatura. Aolo. Salut! Pericol! Domn, am acceptat din greșeală că cam aș pe el de buton. Ne dai și un nou ref, te rog. Acum dacă am venit, ce să fac? Filmeșa? Te ajutăm. Mersi. Mai dă-mi o dată că mă băgui. Mersi. Vrei să ajutăm cu dacă sau ceva? Mai dă-mi o dată. Mersi, gata. Nu vreau să mă ajutați, mersi. Ok. Mai știi pe live-ul de aseară când am fost. Poate, dar nu pot să... Trebuie să mă duc înapoi la doctor acum. Mai găsesc eu cum îl cheam pe doctor, ce ID are? 214. Cumpăra. Domnul doctor. Așa, bun, bun. Vă rog frumos, oameni. Stați pe scaun.
sau pe masă aici, ca să nu fie probleme tehnice de vedere. Tehnice de vedere? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă, domnule, probleme tehnice de vedere? Eu, domnule, eu, ca să mai bătrân. E. Bun. O să vă pun perfuzie și o să ia puțin sânge, da? Da. Îmi pune perfuzie, băi, ia sânge. Bun, domnul. Am luat sângele, v-aș ruga să vă ridicați. Și să stați cu spatele la mine. Bine? Eu? Da, da, da. Deci vă ridicați, domnul, să-mi acum mă uit pe microscop. Și vreau să vă ridicați și să stați așa, cu spatele la mine. Bun. Imediat, stați așa. Bă, ăsta cine știe ce-mi face? Ce că pericol ăsta e nebun. Ai, bebe. Ce că pericol ăsta e nebun. Hai să dăm testul de corona, zic. Unde? În particular. Jos! Da, bun. Să nu vă speriați. O să bat termometru în cur, da? Ce a spus domnul? O să bat termometru în cur, domnul. Ca să... Cum să faceți asta, domnul doctor? Păi cum adică? Trebuie să ia temperatura. Dar las sub braț în gură, n-aveți nimic. Nu, domnule, se bat. Bine, n-aș vrea să-mi băgați același termometru în gură, dar... Și trebuie să-mi dau pantaloni acolo... jos? Stați așa, da, un pic, stați așa un pic. Acolo trebuie, pentru că acum n-am cum unde. Pentru că nu... Acolo e temperatura exactă. Mai bine, aș plăta aici, colegi. Bagă termometru în cur, băieți. Da. Așa, așteptăm. Bep, bep. Așa. Poți să mă ridic? Da, da, da. Haideți să ne uităm împreună. Doamne, 36.5. N-ai corona. Nici Doamne, ce bine. Nici la sânge n-ai. Dar aș vrea să vă arăt ceva în legătură cu acesta. Pe un cum acesta are nu știu câte particule și virusul. Eu nu mă apropii de el. Bă. Domnul, dacă e bolnav foarte tare, să-i dați foc sau ceva. Ce-ai cum se dă foc, domnule? Să-l incinerați. Păi n-am cum, domnule, n-am eu unde necesar. Cei de la morgă se ocupă de așa ceva. Păi îl ducem acolo. Nu știu, domnule. A, nu s-a nicio. Dar momentan nu e mort. Nu știu ce să dați-i spun. Ceva să moară. Da-mi, domnule, ce? Dați-mi asta ceva, eu plec, nu vreau să văd și dați-mi asta, da? Bine, bine. Ridică-te, ridică-te. Vino după mine. Acum, ăsta e nebun, ăsta e nebun rău. Fugim, băieți, îl scot afară. Fugi că ne-am văzut! Fugi că vine, dar nu știu pe unde, nu știu, pe aici, pe aici, vine pe aici! Pe aici, pe aici! Fugi, bă! Dă-i, bă, bă, dă-i! E nebun, bă, e nebun! Bă, ne-a luat cu coronavirus, vezi că vine după noi, fugi că vine după noi, fugi că vine după noi! Mamă, uite-l ce aleargă nebunul, zici că e din filme poliție, vezi că a scos taserul, să știi! Vino după mine, vino după mine, vino după mine. Vin. Mamă, vine, omul e nebun, omul e nebun. Îl păcălim aici, să știi. Ce vă mai place banii, hăpu? Stai că eu nu pot să urc, gata, mamă. Vino încoace, vino încoace. Vin, dacă vin. Ascunde-te aici, Paolo. Ascunde-te aici, după asta, stai aici. Unde sunteți, mă? Ah. Fugi, bă! Fugi! Stai pe loc! Fugi! Bă, pune doctorul să ne ducă la spital. Dar pare n-are treabă cu mine, cu ăla are treabă. Mamă, te prinde, bă, fugi, bă! Vreau să iau o mașină, dar n-am de unde să iau o mașină. Mamă, scuterul ăsta de aici, mamă, e fur scuterul ăsta. E fur scuterul ăsta, să o rubesc dacă nu îl fur, a, e, ai avut și tu scuter dacă e. Domnul, am nevoie neapărat de scuterul tău, îmi pare rău! E, de, de! Fete, suie-te repede! De, de! Stai, mă! E nebun! Mamă, bine! Mă! O să ne prindă doctorul ăla nebun, mă, ăla nu-i... E psihopat! Bai rău!
Doamne, zici că am corona 20, doamne. Ai. Și au zis că injecția se face în gaură de la... De la ce? E, știți acum. În spate sau în față? În spate. E, mai ușor așa. A. Hai că mergem înapoi la casă. Hai. Doamne, e nebun, bă, e nebun. Deci tu mergem cu scuterul, mergem cu scuterul la casa mafiei. Am eu aici o Dacia, dacă e să merg la un garaj, că se duce mai rapid. Tot aia. Să pun și eu unde e casa mafiei. Cam da, adevărat. Bă, dar încet merge mă ăsta, mă. Ce vrea acum la... 1000 de euro sau cât a costat asta. Bă, ne ia o lună, să mergem la casa mafiei. Păi nu să chem pe cineva de pe căscuță? Dar nu am căscuță, că eu nu folosesc așa ceva. A, da. Da, bă, da. Vine după noi, bă! Cine, mă? Vine după noi ăla! Doctorul? Da! Taci, mă, că nu e. Nu e nimeni dacă în spate. Bă, poate vine înapoi la casa mafie, că de acolo m-a luat. Până ajunge noi, ajunge el și pleacă de acolo, că se plictisește stând. Adevărat? Nu vezi cum merge ăsta? Băieți, nu mai lungesc episodul, băieți, o să opresc episodul aici. Dacă vreți să apăreți și voi în episoade, să ne jucăm împreună, să facem live-uri, vă aștept pe serverul OneTap România Roleplay, mâine dimineață. O să vă aștept din nou cu un nou episod. Bă, da, să știi că merge încet rău, bă. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut episodul ăsta mai lung, așa să aveți la ce să vă uitați de dimineață. Nu a avut un scop acest episod, pur și simplu am zis, bă, hai să filmez ceva random cu băieții, să vedem cum se descurcă băieții. Tot ce s-a întâmplat a fost super, super random, probabil că nici nu știu băieții că am filmat. N-am editat clipul, l-am lăsat așa și când am luat tichetul ăla din greșeală, na, se întâmplă și așa, și așa. Bă! Bă, ăla era curcubeu? Nu știu. Așa că, dacă v-a plăcut băieți, rupeți butonul de like. Nu uitați că la suma de 200.000 de abonați lansăm piesa Mafia Curcubeu și cu Bebe Moise. Cum am făcut 200.000 de abonați, bum. Puteți să dați și voi share canalul meu unui prieten, să rugați și voi un prieten să se aboneze. Dacă mă susțineți și vreți. Să facem mai repede 200.000 de abonați, să dăm un la piesă, dacă nu facem mai și ușurel pe la urs, exact cum merge scuterul ăsta. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vorbim la casă. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, băieți. V-am pupat și ne auzim mâine dimineață la un nou episod și în seara asta la un super, super live cu 5M. Pa! Mă, cât de ce merge scuterul ăsta, n-ai cu... Te auzi prost, am înțeles. Apasă pe unul dintre videourile alea de acolo. Apasă pe video să te uiți și la altul.